Salut și bine ați venit la episodul 10, dacă nu mă înșel, din seria Nebună Road to 9 1440 de coinsuri, încă am investițiile ale 400.000, iar în episodul ăsta, clar, vreau să fac profit măcar 150.000. O să avem primul la Weekend League, la Rivals nu am, pentru că am avut suspensie o săptămână pe PlayStation. Da, îmi asum, am fost toxic, o să încerc să mai dau mesaje la nimeni să le spun că nu merită să aibă avantajul cu serverul din țara lor. Nu consider că am jignit sau am dat chestii rasiste, dar mă rog, mai făcusem anumit spre retardat și cred că s-au adunat mai multe reporturi, a e. Dacă vrei să-ți cumperi cele mai noi jocuri la super prețuri, intră pe linkurile din descriere către site-ul enema.com care ți-a pregătit o gamă largă de jocuri, carduri, cadou, puncte în jocuri, atât jocuri pentru consolă cât și pentru PC-ul tău. Avem super categorie de jocuri sub 10 euro, 25 și așa mai departe. În funcție de asta vă găsiți jocurile preferate și luna aceasta la jocurile pe care le vedeți acum pe ecran aveți o extra reducere de 10% cu codul BUF10. Deci dacă vreți să o cumpărați unul din aceste jocuri după ce v-ați selectat oferta dorită, nu uitați la aveți cod de reducere să băgați BUF10 pentru încă 10% reducere. Și hai să vedem ce se întâmplă după o săptămână pauză pe FIFA? Dacă am noroc sau nu? Nu știu cine e băiatul ăsta, dar nu e nici măcar board pe bune. Stau o săptămână fără FIFA și așa mă primești înapoi jocul? Nu prea e plăcut. Chiar deloc. Asta rămâne la final. Până am premiile de la weekend, guys, din Prime Gold Player Spec. Vreau să primim un Mbappé de Star roz. Aproape e imposibil chestia asta, de eu tot vreau, nu? 84 perisici. Bă, sunt bune borzule, că încă nu știu dacă să-l fac pe Ribery sau nu. Dar aș vrea o cautură, aș vrea multe coins, -uri. o să iau Campbell, pentru că o să mă apuc să fac și swap -urile. Nu știu dacă să fac, să iau 80 plus pentru un SBC sau să aștept. Asta era un pachet bun, păcat că arată de slab din el. Dar cred că o să iau 80 plus pentru că o să bage pachetul ăla cu Hero, 89 maxim, cred. Hero World Cup și acolo sunt jucători mulți buni. Mă, ce cu dropul ăsta? Suntem în noiembrie, vine decembrie, încă ne dai jucători slabi. Perisic, încă o dată. Și hai să vedem. Oricând poate să vină în Nu știu dacă Iran sau Corea de Sud am mai puțin, dar nu mai contează. Ăștia au venit iar. Și ce am învățat din aceste investiții, dacă vreți să investiți, investiți în 88-89, mereu o să crească, chiar dacă nu cu mult, e greu să dați greș cu așa ceva. Nu investiți în inform dacă sunteți pe consolă, mereu e supply mare și nu prea o să faceți profit cu asta, pentru că încă nu prea cer informe atât de mulți la SBC-uri, deci 88-89, dacă chiar vreți să investiți în ceva și să nu dați greș, terștegăn, ok. În n-aș asta că nu prea poți să-i integrezi în full, dacă ai echipe care nu merg pe aceeași naționalitate, pentru că e mai greu, dar un Mbappé și într-o stea e bun, nu? Walkout, în sfârșit! Spania. Tiago care nu e la World Cup, din păcate. Mereu e 86, mă, mereu. A, era un tradeable. Bun, ca Forder. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. A, era tradable, De ce tradable sau nu e pachetul? Că nu înțeleg. Bun, tradable dacă e trei bolă, atunci se vinde, nu țin fodră trei de în club. Pentru că n-am de ce. Small Prime Gold Player Spec. Ăsta e un pachet unde va veni walk back to back? Probabil că nu. Nici nu s-au ridicat reflectoarele, deci nu este nici bor, skip, minole. Nu, oh, chiar mai fac resurse, că cât am stat pe web m-am chinuit să fac SBC-uri, că nu mai aveam jucători aproape deloc. Dar asta e revenim în forță de săptămâna viitoare, ca de duminică. Măcar am apucat să joc weekend că mi-era că sunt suspendat și n-apuc weekend league deci trebuie să joc și calificări acum și weekend league dar e un weekend slab, e posibil să mă opresc la 9 win-uri, pentru că ar trebui pachetul ăla cu inform în caz că vine Black Friday și avem best team of the week în pachete, trebuia să strâng mai multe, dar nu mai știam că mai bag, acum sunt zvonuri că o să-l bage, urăsc când e de pentru că efectiv n-ai ce să faci cu cardurile astea, trebuia să facă un SBC de upgrade unde să le tot bage acolo. Cred că Upamecano e mai bun aici. Și acum Base Icon. L-am făcut doar pentru content. Am băgat credurile de le aveam de la fu Champions și nimic mai mult. Poate un 87 de era investiție, cam atât sau 287. Și e strict pentru content. Nu știu dacă e cineva wow, adică sunt Eusebio, Pușca și toți nebunii striker, dar presim că iau un 86 CDM slab, nu știu. Sper să nu fie Spania, atât am doresc. Să fie o naționalitate bună, Italia, poate să fie rău, sau poate să fie bine, e bagio, Cred că pe vechiul meta era bun, acum nu știu ce să zic Măcar e un rating destul de mare uh, Nu știu dacă Del Piero sau Zola erau mai buni acum Nu cred că o să-l joc Dar nu știu dacă să-l trec la el, habar n-am TBC-ul cred că era undeva la 200k Și acum el costă hmm, Cam pe acolo, nu e chiar el să zic așa. 5 cu 4, bă, nu e atât de rău. Adică poate fi jucabil, are passing bun. Depinde dacă poate fi făcut exploziv. 79 agilitate și strength 63. parcă asta era diferența. Deci cred că e exploziv. Sau 100% merge, merge făcut exploziv. E posibil să fie decent pe ce ame. Nu știu. Depinde. Și ce poziție mai poate fi jucat? Striker și CAM. Pe striker mă interesa că o să trec la schimbare de formație. Mă gândeam să dar poate o să joc Baggio și joc un 4-2-3-1. Vreau să joc 4-2-2-2. Striker nu știu că o să fie atât de bun. Nu știu. O să-l încerc. Cred că weekendul ăsta chiar îl încerc. Oricum n-am mari pretenții de la acest weekend. League. Deci, da, destul, destul de bine. Revin cu premiul la Weekend League și cu rezultatul. Sper să fie unul foarte bun. Bun. FIFA e mult schimbat. trei doar să alergi și trei doar să-ți iei Beneder dacă vrei să joci. De aia am jucat cu Baggio pentru că am luat Beneder și e cel mai bun striker în momentul de față. Non-icon, cred. Sau non-hero. Poate e și mai bun ca aia. 11. Vreau să mă opresc la 9. Aveam 9 cu 5, dar am zis că poate o să mă ajute cândva asta extra player pe ăsta în 86-le la plus că ia uite ce bine arată nu știu că e prost rău, adică din ce am văzut nu e nimeni bun. Sunt doar 86, nu zi și cine mai e pe acolo. Băi, a treia oră când cred că nu iau walkout la astea. Bun, gealo! Cred că e a treia oară când nu iau walkout sau poate 84 plus. Nu știu dacă când am luat tripier a fost acum două săptămâni sau acum trei săptămâni. Hai să arătăm echipa că s-a schimbat mult. Vinicius îmi place doar ca leargă, în rest pe pase e prost, dribbling-uri eu nu fac, îl joc în bandă, deja am schimbat 4 lui ca asta se joacă acum, Iconea a fost decent, dar Beneder are 4 sau 5 meciuri în care n-am jucat, am donat, sau n-am donat de mine de adversar, și are statistică foarte bună, ar avea practic 28 de meciuri, cel puțin, cu 37 de goluri și 14 de asisturi, e incredibil, le mulțumesc prietenilor meu pentru că mi l-au recomandat și că și-a făcut treaba și am și eu un atacant poate mai bun ca arna de ce nu? Și acum, ca de obicei, vreau să fac nou, că am zis că pot la pachetul ăla să de ceva, nu știu, ăsta îl păstrez, că vine Black Friday, eu cred, sau nu știu ce vine, dar îl păstrez. Deci două pachete. În caz că n-am mai apărut nimic până miercuri în post, okay, în sfârșit eu și o car special de prost, evident, că altfel nu luam. Dar în sfârșit eu și o car special. Că de obicei nu iau la niciun promo. Și ăștia cresc, dar Iranul nu cred că are nicio șansă. Deci, 10 ca da cu XL. Și ultimul pachet spuneam înainte să-mi pice că în caz că nu mai apărut pachete până miercuri și probabil o să mai fie hero, sigur. Ăsta a fost episodul, ăștia au fost pachetele, n-am ceva mai mult. Oricum au fost destule. Walkout, hai să vedem dacă e 86 sau mai mult. E Spania, e clar. Bă, da mereu. Ți-au 14 pe el, cred. Poate de aici un îmbape. Hai. D-Pay, ok. Iată că n-au băgat ce mă așteptam, nu au băgat hero pecul, încă, poate până miercuri -mi în postez clipul o să bage. Avem în schimb Prime Gaming Pack, al doilea, primul nu mi-a dat absolut nimic, nici măcar un knockout. O să-l las la final pentru că o să am de aplicat probabil. O să încep cu Prime Gold Players Pack, aici dacă am de aplicat nu contează, dau cu XL. Nu mă aștept la ceva, wow, nici măcar boards, da. SBC, Franța, nu știu ce, băgat degeaba, însă l fac, dar efectiv n-a dat nimic. Și nici aici nu-mi dă absolut nimic. Și o să mă apuc de swap -uri. de săptămâna asta o să fie săptămâna swap -urilor. Și abia aștept să văd ce aleg la swap -uri. 86 Team of the Week player. Am văzut numai râsuri de 86. Eu vreau un Mbappé, un Neymar, un ceva jucabil. Walkout este clar. Germania, deci, cardul ăsta mi-a dat un băiat 4 goluri cu el din 6 la Weekend League. M-a bătut 6-4 și după am picat tot cu el și l-am bătut 6-4. Deci, cred că o să-l încerc. Cred că e nou meta cardul ăsta lui Nu știu. Mi-a dat umilință maximă cu el. Se întorcea încă. Bine, avea și conexiune, că era german, dar nu contează. Cardul șutează la fel pe orice conexiune, nu? Cred că are și 2 uf adică... Nu știu dacă pot să mă plâng. Mi se pare că mi l-a dat pe echivalentul lui Cristiano German lui Cristiano Ronaldo German, adică nu vă uitați la preț. V-am spus, m au umilit că joacă și left wing, v echivalentul lui Cristiano Ronaldo când era mai mic. Doi weak foot, nu contează. Rupe, o să am super sub nebun, fiți atenți. Râdem, glumim, dar e posibil să fie ultimul pachet din acest episod, așa că te rog frumos eSports, sport. Mai avem un car special care să nu fie de 85. N-am mai dat. Mai avem niște player pick nici măcar Borz. Respect maxim Prime Gaming-ul. Bine că nu am Prime Gaming-ul, mă rog, Twitch Prime-ul, e o combinație acolo, bine că nu am pentru pachetul la EA Sports, am și pentru Prime Video, și pentru LOL, și pentru sabul de pe Twitch, am pentru mai multe chestii, deci bine că nu este. Și eu, oh, au dat destul de mult jucători acum, păi și nu avem player pick-uri cu jucători. Ba da, vă că sunt. asta două și ăsta, nu știu ce e el. Asta e bonus. Asta e 80 rating, de deci ce îmi dai așa ceva pe bune? Hai de mai aici am așteptat ceva, bun, mereu îmi aici de obicei ceva. De Jong, bun, a dat o super pasă în seara asta, cu Senegal. Deja am luat-o ca tu. Păcat că n-a fost car special. Hai, poate aici. Nu, asta a fost oribil, am și o singură opțiune. Bun. Bă, nu știu ce să zic, am luat un 87 și consumabile și de uri merg și Prime Gaming. Sunteți cei mai tari. Poate schimbă și ei sport drop că sigur chestia asta o decide ei sport, nu... stau am luat și era deja de aplicate, De ce nu mi-a arătat? Mă rog. Ăsta a fost episodul. Încă o dată vă mai rog, dați un like, mă ajută destul de mult și poate ne vedem un weekend, dar clar o să mă gândesc să postez din nou două clipuri pe săptămână. V-am spus, lăsați și voi în comentarii sugestii cu ce ați vrea să mai vedeți, ori legat de FIFA, ori clipuri cu alte jocuri sau, nu știu, clipuri în care îmi dau cu părerea despre chestii, pentru că am niște de păreri destul de controversate și nu știu dacă ați vrea să le auziți. Poate că da, poate că nu. În fine, asta a fost episodul. Mulțumesc de vizionare. Care de dată aveți grijă de voi. Eu am fost Aluc. La revedere!